O mare companie farma din România, Chirca, mituiește de peste 10 ani medicii și are rubrică de amortizare în Excel-ul șpăgii. Informațiile sunt incredibile. Este o companie slovenă, iar potrivit documentelor obținute de echipa de investigații Libertatea și GSP, le oferea doctorilor așa: bani, recompense ca speakeri, vacanțe pentru a da rețete pacienților cu anumite medicamente. Înregistra în dreptul medicilor cu nume și prenume în câte trimestre își poate scoate compania mita plătită acestora. Mita plătită doctorilor. Iar la sfârșit de lună, angajații acestei companii mergeau la fiecare medic și numărau prescripțiile. Este o anchetă a echipei de investigații Libertatea și GSP. Vrem detalii. În legătură telefonică directă cu noi este colega mea Alexandra Nistoroiu, jurnalistă de investigații Libertatea. Te salut, Alexandra! Bun găsit, Adriana! Imediat vreau să vorbim și despre reacția acestei companii, Alexandra. Pentru început, explică-ne, care era traseul șpăgii, care era traseul mitei, ce primeau medicii de la această mare companie farma și ce obligații aveau după ce primeau, ce anume primeau? Medicii primeau sume de bani, vorbim de o perioadă de acum 10 ani, dar practicile au persistat în timp. Medicii primeau niște sume de bani prin contracte de sponsorizare foarte generice, în care nu era menționat obiectul clar, era o sponsorizare a activității medicale și primeau aceste sume de bani proporționale cu nivelul prescripțiilor din medicamentele companiei. Cu alte cuvinte, cu cât prescriai mai mult un generic de la Cârca, cu atât aveai șanse să iei mai mulți bani. Vorbim de sume relativ mici, câteva sute de lei la câteva luni, cam nu știu, 500 de lei pe trimestru. Și înțelegerea era foarte clară, adică medicii se angajau de multe ori ca de banii respectivi să prescrie în următorul trimestru, în următoarea lună sau până la sfârșitul anului un anumit număr de rețete. Asta ce înseamnă? Înseamnă că practic promiteai deja că vei trata pacienții tăi într-un anumit fel înainte ca ei să se prezinte în tratament, în cabinet, să-ți spună ce probleme au. Practic vindeai nevoi medicale de care încă nu erai conștient ca medic. Peste 10 ani... Deci la o influențare directă a actului medical, o influențare directă a relației medic-pacient. Peste 10 ani de zile, Alexandra, statul român a decontat un medicament despre care experții internaționali spuneau că nu e cazul, pentru că nu există date științifice cum că ar avea beneficii pozitive. Asta în detrimentul unor medicamente vitale pentru pacienți. Explică-ne! Așa este, vorbim despre ginkgo biloba, un medicament naturist. Există și o variantă sintetică a medicamentului făcută de compania Pfizer, dar și aceste variante pe bază de plante de ginkgo biloba, făcute fie de Cârca, fie de alte companii. Ginkgo biloba s-a decontat în masă an la rând, deși existau rapoarte care spuneau că nu există suficiente dovezi care să susțină decontarea, pentru că beneficiile nu erau atât de mari. Vorbim de un medicament folosit mai degrabă în tratamentul demențelor, Alzheimerului, pentru a îmbunătăți circulația sângelui, având anumite beneficii. Numai că a fost o întreagă nebunie. Medicamentul a fost promovat cu o serie de indicații în România, pentru multe nu existau dovezi. Și practic ajungeau să fie tratați sute de pacienți cu ginkgo biloba pentru diferite indicații, ba de medici de familie, ba de neurologi, ba de oftalmologi. Iar devenise un soi de panaceu și statul român deconta undeva la 16 milioane de euro pe an dintr-un medicament pe bază de plante, ale căror beneficii, repet, erau puse sub semnul îndoielii, inclusiv de Institutul NICE din Marea Britanie, care este un institut ce dă niște recomandări bazate pe dovezi pentru autoritățile din sănătatea publică. Se întâmplă și în prezent? Și ne-au avertizat de mai multe ori să-l scoatem de pe lista de aur a compensatelor. Se întâmplă și în prezent, medicamentul... Adică medicii să primească bani, recompense, vacanțe ca să prescrie anumite medicamente? Da, sigur, lucrurile s-au rafinat destul de mult ca metodă. Adică dacă ne raportăm, de exemplu, la acum 15 ani, 20 de ani, când compania Cârca, despre care vorbim astăzi, abia intrase pe piață, a fost o perioadă în care reprezentanții medicali scoteau banii de pe card, deci agenților de vânzări scoteau banii de pe card și dădeau medicilor cash. Asta a fost prima perioadă, primii ani. Apoi aveam aceste contracte de sponsorizare generice. Astăzi,
Avem trimisul la congrese, școli de vară, plățile pentru speakeri, mesele rotunde. Lucrurile s-au rafinat, mai ales că există obligativitatea de a raporta sponsorizările și există un control ceva mai bun al pieței și atunci trebuie motivat diferit. Dar în continuare se petrec, și asta ne-au povestit toți angajații companiei, în continuare există o condiționare cumva acestor plăți, practic, de nivelul prescripțiilor. Tu ești la Sovata, Alexandra. Acolo are loc o întâlnire semestrială a acestei companii Pharma, Cârca, o întâlnire în care adună roadele, își dau seama ce au reușit în anul ce a trecut. Și înțeleg că ați și discutat cu CEO-ul acestei companii, Amelia Tătaru. Ce v-a spus? Așa este, suntem la Sovata, unde am venit pentru a obține încă dinaintea publicării o reacție a conducerii. Am vrut să le arătăm documentele pe care le avem și să le discutăm cu ei. Am discutat aseară cu Amelia Tătaru. A refuzat să ne ofere detalii, a refuzat să comenteze documentele noastre. A spus că există un protocol al companiei și că răspunsurile le vom primi pe mail de la PR-ul companiei în Slovenia. Și că nu are voie, deși este administrator și manager al companiei în România, a spus că nu are voie să discute aceste lucruri, nici n-a negat, nici n-a confirmat nimic, practic.